Din toată inima este bine să-L binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl nostru, pe Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin. Am aflat de aceste studii aici, nu am știut de ele până acum, dar nu este greu să spunem, pentru că cuvântul Domnului ne îndeamnă și ne spune: pot totul în Hristos care mă întărește. Aș vrea să vă spun că studiul cu muzica nu este un studiu simplu, pentru că nu au existat studii profunde în domeniul acesta și pe parcursul anilor foarte mulți au ales o cale a închinării așa cum au conceput-o de-a lungul timpului și foarte greu se mai schimbă, pentru că gusturile și preferințele sunt atât de puternic înrădăcinate încât foarte rar este cineva care să abandoneze și să zică: am găsit adevărul în Sfânta Scriptură cu privire la muzică așa cum este prezentat, și renunț. Din practică vă spun că foarte greu se schimbă lucrarea aceasta. Este, dacă vreți, slujirea cea mai des întâlnită în biserică și cel mai puțin studiată. E cea mai puțin studiată. În Biblie, închinarea prin muzică, aș vrea să vă spun că începe foarte, foarte timpuriu. Nu știu dintre noi cât știm că diavolul a fost implicat în muzică în cer. Și uitați-vă, ne uităm, fratele va afișa Ezechiel, sau nu puteți de acolo. Deci, citim atunci cei care avem Biblia, Ezechiel, capitolul 28 și versetul 13, cuvântul Domnului spune în felul următor. Care avem Biblia la noi, putem să verificăm, pentru că sunt realități pe care noi vrem să le folosim în după-amiaza aceasta. Și uitați să vă spune: stătea în Eden, grădina lui Dumnezeu, și era acoperit cu tot felul de pietre scumpe, cu sardonic, cu topaz, cu diamant, cu hrisolit și așa mai departe. Și uitați-vă partea finală, timpanele sunt instrumente de percuție, și flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Aș vrea să vă spun că lucrul acesta l-a dus la semeție pe diavol. Și dacă ne uităm în Isaia, capitolul 14, uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. Aceștia sunt pașii pe care îi parcurg marea parte a muzicienilor în zilele de astăzi. Și uitați-vă aici, când ne uităm în capitolul 14, vorbește despre același vrăjmaș, despre care se spune în felul următor. Începând de la versetul 12, cum ai căzut din cer, Lucifer, strălucitor, fiul al zorilor, cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor, tu ziceai în inima ta, și auziți treptele care sunt și astăzi aceleași prin care vrăjmașul mătură străzile cu cei care astăzi doresc să ajungă stele. El a fost Lucifer, steaua strălucitoare, și a dat cu coada, cunoaștem din Sfânta Scriptură, a treia parte jos pe pământ, a treia parte din... Și nu sunt stele corpuri cerești, ci sunt îngerii căzuți. Sunt îngerii căzuți. Și uitați-vă cum urcă, dacă vreți, să ajungă să fie asemenea acestor stele care sunt vrăjmașii noștri ai tuturor. Și uitați-vă cum încep treptele. Tu ziceai în inima ta, mă voi sui. Uitați-vă cum începe manifestarea Duhului acestuia, care este foarte puternic întâlnit în acest domeniu al închinării. Mă voi sui în cer. Uitați-vă, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. În termenii pe care tinerii cunosc foarte bine, se numește megastar, mai presus de stelele obișnuite, megastar. Ați auzit probabil, dragi tineri, acest termen. Și uitați-vă mai departe, îmi voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor. Ce Dumnezei în cer? Auziți, voi ședea pe muntele Dumnezeilor. Care? Aș vrea să vă spun că termenul ebraic este Elohim. Mi-a plăcut să merg și să verific și așa să nu sune rău pentru cineva. Im este terminația de la cuvântul Dumnezeu, care înseamnă Dumnezeu la plural. Tatăl, probabil Fiul și Duhul Sfânt. Și uitați-vă ce spune mai departe.
la capătul miezei noaptei. Mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt. Și uitați-vă, dar ai fost aruncat jos. Și dați-mi voie să vă spun că războiul acesta, care a fost foarte puternic în cer, s-a mutat pe pământ. Și închinarea a fost, de la început, alterată. Și uitați-vă, ne uităm în grădina Edenului, deja începe căderea, pentru că războiul este mutat pe pământ. Are loc căderea și, dacă ne uităm foarte atenți, la foarte scurt timp începe închinarea și aici sunt lucruri discutabile. La un moment dat ne întrebăm de unde știa Abel să aducă o jertfă care să simbolizeze pe Domnul Iisus dintr-un miel. Se vede că în ziua când au călcat porunca lui Dumnezeu, Dumnezeu le-a spus: în ziua aceea veți muri. Observăm că ei au fost îmbrăcați în haine de piele. De unde au fost aceste haine de piele? Dar sunt voi să vă spun că în Biblie este scris, lucrul acesta l-am spus și unor evrei cu care am discutat, m-au întrebat și mi-au spus că trebuie să le dovedesc că Iisus este cel care trebuie acceptat ca Mesia, pentru că deocamdată nu sunt convinși că El este. Le-am pus următoarea întrebare: cine vă iartă? Biblia spune atât în Noul Testament cât și în Vechiul Testament, căci nu există iertare fără vărsare de sânge. Cine vă iartă pe dumneavoastră? Templul este distrus din anul 70. Jertfe de animale nu se mai aduc. Cine vă iartă? Întrebare. Nu există iertare fără vărsare de sânge, preluat din Levitic, capitolul 17. Răspunsul a fost al unuia dintre ei, zici: nu m-am gândit niciodată, m-ați încurcat, Domnule. Nu m-am gândit la treaba aceasta. Aș vrea să vă spun, fraților, că s-ar putea ca mielul, sau se vede că a fost un animal sacrificat de Dumnezeu, pielea a fost cea care i-a slujit de acoperământ, pentru că păcatul produce goliciune. Mergem puțin mai departe și găsim și o să vedem că la un moment dat Abel aduce un miel. Și uitați-vă, începe problema închinării și începe invidia în închinare. Să nu uitați, în închinare există invidie. Dintr-o dată, invidia a fost așa de puternică încât a condus la moartea lui Abel. N-avem timp să arătăm de ce. Faptele lui Cain erau în primul rând cum? Rele. N-a ascultat, sigur Dumnezeu i-a revelat lui Adam și i-a spus: dacă vreți să fiți iertați, numai atât nu putem să stăm de vorbă decât prin sacrificarea unui miel care a cărui sânge acoperea, pentru că până la Domnul Iisus, să nu uitați, niciodată păcatele nu au fost iertate în mod desăvârșit, ci au fost doar acoperite. N-au putut jertfele să șteargă păcatul. Este scris în Evrei, capitolul 10, versetul 4 și în alte texte. Și acum, fraților, uitați-vă, ne întrebăm ce este aceea închinare. Că noi am văzut acum, nu de mult, am văzut o manifestare în aceasta foarte puternică, de tip așa, carismatic. Chiar așa să fie închinarea. Dar sunt voi să vă spun că biblic nu. Uitați-vă, închinarea, eu pot să arăt cu termenii originali. În greacă, mai nou, proskineo, este închinarea cu fața la pământ. Și uitați-vă de unde este luată. Eu am văzut bătrâni care s-au închinat și nu mi-am cu fața la pământ și nu știam de unde au găsit lucrul acesta. Dar dacă ne ducem în Exod, capitolul 24, cu versetul 1, uitați-vă ce spune aici. Aș vrea să citim și spune: Dumnezeu a zis lui Moise: suite la Domnul, tu și Aron, Nadab și Abihu și 70 de bătrâni al lui Israel și să vă închinați de departe, aruncându-vă cu fața la pământ. Am participat în februarie 2004, eram în Phoenix, în Arizona, și l-am văzut pe Benny Hinn, cum a intrat într-o sală acoperită de zeci de mii de oameni, credincioși, creștini, ce erau acolo. Primul lucru care l-a făcut, i-a brâncit pe cei care erau slujitori pe scenă. Toți au căzut cu capul pe spate. Nu avem timp să arătăm, dar la Isaia 28:13 este arătat acest, dacă vreți, mecanism care reprezintă mai degrabă o pedeapsă, un semn de judecată, cum a fost și cu ele atunci când când a aflat vestea, a căzut pe spate.
Dați-mi voie să vă spun, întotdeauna închinarea este cu fața la pământ. Manifestările acestea care sunt, arată opusul smereniei și vii cu mare merite înaintea lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun că biblic nu. În cer, bătrâne, să nu uitați, închinarea din cer conține câteva lucruri care, v-am spus că studiul este mai puțin întâlnit, pentru că puțini s-au aplicat să studieze fenomenul acesta și noi mergem după moștenirile care vin de la alte culte, care, de la alte confesiuni și așa mai departe. Dați-mi voie să vă spun că este, dacă vreți, momentul în care Dumnezeu ne cheamă și ne spune să fim foarte prudenți în domeniul acesta al închinării. Pentru că cine aduce foc străin, cine nu merge după principiile lui Dumnezeu, Dumnezeu, să nu uitați, îl pedepsește. Focul străin. Cunoaștem cu toții exact cei de pe care am citit. Nadab și Abihu, pentru că au dus foc străin, au fost cum? Omorâți, nimiciți. Uitați-vă, Ozia s-a implicat într-un domeniu în care nu era chemat. Lepră pe frunte. Mai cunoaștem și alte cazuri. Desigur, Saul a intrat într-un domeniu în care nu era chemat. Iubiți frați și iubite surori, dacă ne uităm pe teren, să nu uitați, nu sfârșesc bine. Și acum în memoria dumneavoastră răscoliți și o să vedeți persoane care au ajuns cu mare răsunet în domeniul acesta, că închinarea prin cântare, să spunem așa, este o parte a închinării, care este prin cântare, rugăciune, cuvânt, că așa le-am găsit în ceruri. Precum în cer, așa și pe pământ. Și uitați-vă în cer cum este închinarea. Am numărat de mai multe ori. S-ar putea să fie plus, minus, ceva foarte puțin. Închinarea prin cuvânt este de peste, dar de cel puțin 20 de ori am găsit. Închinarea prin cuvânt. Ei ziceau. Și este, dacă vreți, un mesaj care conține 7 atribute. O să ne uităm noi acasă în Sfânta Scriptură, de cel puțin 3 ori l-am întâlnit, de 2 ori sigur, al treilea trebuie să-l caut, unde toate făpturile cerești spun, a ta este lauda, slava, stăpânirea, înțelepciunea, puterea în vecii vecilor. Găsim lucrul acesta și să spunem și noi împreună cu cei 24 de bătrâni, cu ființele acestea, făpturile vii și cu îngerii care sunt, ca Domnul să primească slava, cinstea, onoarea și puterea în vecii vecilor. Aceasta este, dacă vreți, adevărata închinare în care noi aducem aceste merite care le merită și aceste, dacă vreți, cuvinte care conțin atributele lui Dumnezeu. De 20 de ori întâlnim închinarea prin cuvânt, precum în cer, așa și pe pământ. Și în adunare, cred că ar trebui să fie precum în cer. De 5 ori i-am găsit aruncându-se cu fața la pământ. Aceasta este adevărata închinare. Putem să verificăm acasă că timpul nu ne permite, că știm că fuge foarte repede. Fuge foarte repede. De 3 ori prin cântare, deși există cel puțin 12 texte în Apocalipsa care conțin mesaje de laudă la adresa lui Dumnezeu. De 2 ori strigă. Gloata cea mare care strigă înaintea scaunului de domnie și strigă martirii de sub altar. Închinarea din cer. Și acum aș vrea să vă spun că la foarte scurt timp a fost păgânizată închinarea după ce au ieșit din Egipt. După ce biserica, să nu uitați, a fost legalizată în anul 313, de la ruine și când au ieșit prezbiterii mutilați, ciunși și fără ochi și cu mâini tăiate, pentru că a fost prigoana cea mai puternică în timpul cezarului Dioclețian, așa de tare s-a stricat biserica în secolul IV, încât în 367 cei de atunci au dat un decret numit Conciliul de la Laodicea, prin care s-au luat 3 măsuri, și uitați-vă la cei care sunt, din care provenim și noi, le păstrează până în ziua de astăzi. Au interzis instrumentele în biserică, lucru care s-a luat la Conciliul de la Laodicea 367. Au ales un protopsalt sau cantor care să cânte cântări de laudă și, din păcate, așa după cum vedem cu toții, nu mai cântă decât pe texte biblice, bisericești. Nu acceptă texte laice. Mai nou au început ostașii
mișcarea aceasta a oastei Domnului să introducă cântările, dar a fost un deserviciu că s-a luat cântarea poporului. Și știți de ce? Pentru că învățăturile eretice erau răspândite prin cântări. Erau răspândite prin cântări, de aceea s-a ajuns și mai ales că la ora aceea făceau ravage, dacă vreți, lucrurile acestea care au ajuns să fie imediat împrumutul păgânesc, au ajuns să fie introdus în biserici. Uitați-vă când au fost scoși din Egipt aceeași lucrare. Numai puțin cât a lipsit Moise pe munte, dintr-o dată, când se coboară cu Iosua, doi oameni aud diferit. Ce aude Iosua? Sunete de război, fraților, strigăte de război. Iosua nu era obișnuit, n-a fost la curtea lui Faraon să vadă care era muzica modernă de atunci, de la ora aceea, contemporană de atunci, ca să ne înțelegem mai bine. În schimb, Moise, care era familiarizat cu muzica de atunci, zice, ce aud eu este glasul unor oameni care cântă, dar auziți, erau, dacă vreți, mișcările acelea care și astăzi au început să ia amploare. Poporul s-a sculat să joace. Să știți că în momentul când începe fenomenul acesta, următorul pas este dansul. Și totul se vine și se spune că este creștin, pentru că altfel vrăjmașul nu reușește să-și introducă elementele acestea. Deci în dreptul rockului se spune rock creștin, pop creștin, jazz creștin, hip-hop creștin și așa mai departe. Tineretul înțelege mai bine aceste, dacă vreți, genuri așa zise muzicale, în realitate sunt tribale, împrumutate din Africa și care au mers pe via sclavilor care au plecat din Africa de vest și acolo toboșare, în semn de protest față de exploatarea foarte dură pe care o făceau stăpânii aceștia de sclavi, se adunau și cântau, deci fără să aibă niciun ritm. Fiecare cânta cu ritmul lui. Se făcea o gălăgie infernală și aș vrea să vă spun că pe fondul acelor tobe, religia voodoo de astăzi, care este plină în lumea, invocau prezența spiritelor, pentru că o foarte mare manipulare are astăzi prin intermediul acestor instrumente. Nu ajung decât să punctez foarte scurt, deși sunt foarte multe lucruri de spus, nu aș vrea să lungim nici prea mult subiectul acesta, doar să vă spun că în vechime, așa foarte pe scurt, noi putem să verificăm acasă, instrumentele au apărut în templu, să nu uitați, și mai ales în lucrarea de închinare, numai datorită intervenției lui Dumnezeu. Și vă spun de ce. 1 Cronici, capitolul 13, nu avem timp acum să citim capitolul, îl citim acasă. Îl găsim pe David cum urcă prima dată chivotul la casa Domnului. Și o să vedem la 2 Samuel, capitolul 6 cu 5, cu tot felul de instrumente, de chiparos, de lemn și așa mai departe, că timpul fuge foarte repede și nu cred că noi avem timp acum să arătăm lucrurile acestea cu amănunte. Dar vreau să nu uitați că la un moment dat, Domnul este deranjat și din cauza lui Uza, că nu făcea parte din chehatiți, care erau singurii chemați ca să ducă uneltele cortului. Și pentru că Uza s-a implicat într-un domeniu în care nu era chemat, Dumnezeu este supărat, este omorât Uza și 100% are loc în noaptea aceea o întrunire și să vă spun de ce David este speriat. Găsim că spune David s-a temut în ziua aceea. Și găsim amănuntul acesta scris în 2 Cronici, capitolul 29 cu 25. Îl găsim scris că Dumnezeu a intervenit și a ales, a selectat ce instrumente să se cânte în casa Domnului în vechiul legământ. Și lucrul acesta putem să-l afișăm, 2 Cronici 29 cu 25. A pus pe leviți în casa Domnului cu chimbale, lăute și harpe, după rânduiala lui David, lui Gad, văzătorul împăratului și prorocului Natan, căci astfel era porunca Domnului dată prin prorocii săi. Ia uitați-vă, fraților, atenție! Sunt trei instrumente din care unul nu este instrument. Chimbalul nu era
un instrument care să producă sunete, note muzicale, ca să ne înțelegem mai bine. Chimbalul era folosit pentru începerea cântărilor, pentru marcarea pauzelor și pentru încheierea cântărilor. Uneori evreii cântau pe dealuri, așa cum ar fi amfiteatrele, așa s-a păstrat în istoria muzicii universale, cântau cu miile și atunci trebuia cineva să spună că nu se putea vedea de la așa o mare distanță. Și folosea ceva de făcut zgomot, dar nu era instrument propriu-zis, acesta era chimbalul. Lăuta este, dacă vreți, un fel de citeră și harpa emite niște sunete foarte liniștite, fraților, în casa Domnului. În casa Domnului, auziți? Atât a fost acceptat. Pentru că de foarte multe ori frații spun, zice, dar ei văd în Biblie peste tot tobe, văd peste tot timpane și așa mai departe, jocuri. Este adevărat, așa este. De 17 ori sunt pomenite instrumentele de percuție în Biblie, timpanele și tobele, dar întotdeauna sunt însoțite de ansambluri de dansuri, ca să ne uităm. Uitați-vă Maria, capitolul 15, versetul 20 și 21. A luat o timpană și a început să joace. Uitați-vă, ne putem uita acolo. Și o să observăm și în 1 Samuel, capitolul 18, cu versetul 6. 1 Samuel, au venit după ea cu timpane și jucând. Uitați-vă, tot femeile arată acolo, au ieșit din toate cetățile lui Israel înaintea împăratului, Saul cântând și jucând în sunetul timpanilor și lăutelor, scoțând strigăte de bucurie, aceeași expresie. Și mai găsim și Iefta, când iese înainte, fiica lui Iefta, aceeași mișcare în judecător, dar nu avem timp să, ca acestea dumneavoastră le cunoașteți. Problema este, Israelul a fost o națiune care a purtat războaie și care a avut victorii militare. Și a fost și o comunitate spirituală. În casa Domnului Dumnezeu s-a implicat și a delimitat sau a clasificat ce instrumente să se cânte în casa Domnului în vechiul legământ. Le-ați văzut, căci așa era porunca Domnului dată prin proroci, săi. Desigur, David s-a întâlnit cu Nathan, cu Gad, speriat, el a văzut o moarte în ziua aceea. Și acum vreau să vă continui și să arăt că eu am urmărit foarte realist și am mers prin cărțile Bibliei. Evreii au făcut multe păcate și au fost grave, fraților, dar niciodată n-au încălcat această poruncă a Domnului. Și ca să dovadă, uitați-vă pe Solomon, dăm câteva texte așa, îl găsim pe Solomon la 1 Regi, la 2 Regi, imediat mergem și căutăm să vedem dacă atunci când are loc zidirea templului, când are loc terminarea templului, îl găsim pe Solomon cum la 5 cu 12, cred că 1 Împărați, capitolul 5, versetul 12. Și uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. Așa. Cred că pe moment este în altă parte, nu mă amintesc, unde spune la răsăritul altarului a pus un grup care să cânte într-o parte și în partea cealaltă care erau chemați să cânte și în momentul respectiv, dacă nu la 2 Croni, să vedem cât? Da, ne uităm la Cronici, dacă nu este la 1 Împărați. Știu că este 5 cu 12, dar acum trebuie să mergem să vedem dacă nu este la așa. 2 Cronici, 5 cu 12, eu cred că este cel mai sigur. Și aici cuvântul Domnului spune, da. Uitați-vă, da, așa este. Și toți leviții, 5 cu 12, care erau cântăreți, Asaf, Heman, Iedutun, fiii și frații lor îmbrăcați în insubțire, stăteau la răsăritul altarului cu chimbale, lăute și arfe și aveau, rețineți, exact după ani și ani de zile, de când s-a întâmplat lucrarea aceasta, uitați-vă, Solomon respectă.
cu chimbale, lăute și arfe și aveau cu ei 120 de preoți care sunau din trâmbițe, dar atenție, în timpul arderilor de tot. Și uitați-vă aici, arată care a fost forma în vechiul legământ prin care cântau. Și forma aceasta a fost preluată și în noul legământ. Uitați-vă la Neemia 12:27, îi găsim scris cum după de acum sute de ani evreii respectă aceeași poruncă. Și uitați-vă ce spune aici. La sfințirea zidurilor Ierusalimului, au chemat pe leviți din toate locurile în care locuiau și i-au adus la Ierusalim ca să prăznuiască sfințirea și sărbătoarea cu laude și cântări în sunet de chimbale, lăute și arfe. După cum vedeți, evreii au respectat. Vreau să vă spun acum, ca să nu uităm un aspect, profeții câteodată au ajuns să folosească instrumentul pentru ca să fie prezent Duhul Sfânt. 2 Regi, capitolul 3, versetul 15. Și uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului. Spune la un moment dat de slujitorul Elisei, care vorbește în felul următor. Acum aduceți-mi un cântăreț cu arfa, și pe când cânta cântărețul din arfă, mâna Domnului a fost peste Elisei. Vreau să vă spun că Duhul Sfânt, puterea Duhului Sfânt, darul erau rare în vremea aceea. Și pe fondul unui instrument apărea mesajul Domnului. Acum vreau să vă spun, erau, dacă vreți, realitățile acestea sunt foarte importante pentru noi. Aveau nevoie de un stimul exterior pentru ca să fie prezența cui? A Duhului. Este o realitate. Și mai găsim Hasaf, Heman, Iedutun, deci aceștia cântă tot întovărășiți de harfe și proroceau. Găsim lucrul acesta în 1 Cronici 25 și 2 Cronici, de asemenea găsim lucrul acesta. Și acum aș vrea să nu uitați un aspect, fraților. Astăzi, cuvântul Domnului spune prin Domnul Iisus, probabil Ioan 7:38, ia să vedem dacă nu este 37, spune, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Și mergem mai departe și uitați-vă ce spune. Spunea cuvintele acestea despre Duhul care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Pentru că Duhul Sfânt, ce se spune? Auziți, fraților, și acum suntem foarte interesați să aflăm ce vrea să spună versetele acestea. Deci, în momentul când credem în Domnul Iisus, din inima noastră ce curge? Din interior spre exterior. Ce? Despre cine este vorba? Despre Duhul Sfânt, da. Pentru că ați citit lucrul ăsta. De ce este așa o mare nevoie să se facă aceeași mișcare care a fost făcută în vechime? Gălăgie ca să apară Duhul Sfânt. Dacă noi credem în Domnul Iisus, nu ar fi normal ca din interior spre exterior să fie lucrarea aceasta a Duhului Sfânt. Este adevărat sau nu? Din noi să curgă, fraților. Iată că absența Duhului Sfânt face ca în unele biserici să se spună, zice, muzica este de vină. Muzica este de vină și noi trebuie să schimbăm, că dacă nu merg bine lucrurile, din cauza muzicii. Zice, este, cum să vă spun, plictisitoare, zice, cântări vechi. Ce mai cântări vechi? Și încep să fie, dacă vreți, pe fondul acesta, începe să fie, dacă vreți, întinată închinarea. Se aduc argumente din psalme, care noi nu i-am mai citat, dar găsim scris că psalmul 150, în care sunt în întinderea cerului. Psalmul 98, i-am notat eu aici, uitați-vă, îi găsim aici psalmii aceștia, în care noi găsim psalmul 98, versetul 5 și 6. Aici sunt sărbătorite marele victorii ale poporului evreu. Într-adevăr, sunt aduse, dacă vreți, versetele acestea, dar niciodată, sau un alt psalm spune, psalmul spuneam 95, în psalmul 95 sau psalmul 82, sunt sărbătorile comemorate.
dar nu în casa Domnului. Și acum aș vrea, fraților, să nu uităm un aspect care vreau să îl spun. Nu instrumentele fac atmosferă, dați-mi voie să vă spun. Dacă nu este viață într-o biserică, nu acestea sunt de vină și nu muzica este de vină și nu cântarea este de vină. Lipsește sfințirea, că Duhul Sfânt nu locuiește unde nu este sfințire și părăsește, dacă vreți, mai degrabă o persoană, o familie sau până la urmă poate părăsi și o biserică dacă nu există sfințirea. Este adevărat sau nu? Și atunci nu trebuie să dăm vina că genurile sunt depășite și așa mai departe și trebuie să facem încălzire și mișcare și gălăgie și bubuitură din aceasta care astăzi sunt îngroziți oamenii până unde se merge. Și aș vrea să nu uitați că nu este exclus ca să aveți presiune în viitor, dacă nu le-ați avut până acum, ca să se schimbe stilurile acestea, pentru că așa se pot distruge bisericile. Uitați-vă în Occident și în alte părți unde s-au acceptat lucrurile acestea și unde biserica a devenit un loc în care erai convins că ești într-o sală de concert sau pe un stadion. Următorul pas a fost plecarea tinerilor, care tocmai cei care vin cu sfaturi din aceștia și zice trebuie să schimbăm stilurile pentru că nu-i putem atrage pe tineri. Cu alte cuvinte, trebuie să sacrificăm adevărul Bibliei ca să poată vrăjmașul să intre și în realitate ne aflăm pe terenul minat. Și acum ajungem, fraților, ca să știm foarte, foarte clar ce spune Biblia despre închinare și dacă închinarea pe care o vedem în unele locuri corespunde Bibliei. Cum trebuie să fie închinarea în Noul Testament? În Noul Testament închinarea trebuie să fie cum? În duh și în adevăr. Uitați-vă, fraților, Psalmul 51, versetul 15. Să vedeți care este, dacă vreți, atitudinea unui închinător pe care Domnul o acceptă. Și uitați-vă ce spune aici. Psalmul 51, dacă nu 17, urmează. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh cum? Zdrobit, Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Duhul mai este în Biblie înlocuit cu cuvântul inimă. Uitați-vă la Isaia 57 cu versetul 15. Uitați-vă același lucru. Isaia 57, versetul 15. Căci așa vorbește cel preanalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez ce? Auziți, fraților, auziți care este cuvântul Bibliei. Cum trebuie să fie Duhul? Și uitați-vă, același care a fost peste Domnul Iisus. Duh de... Hai să vedem. Isaia, capitolul 11. Duhul Domnului va fi peste el. Duh de sfat și de tărie. Ia uitați-vă, mergem. Deci Isaia, suntem la Isaia, la capitolul 11, dacă am reținut bine, cu versetul... Da. Cu versetul 2. Duhul Domnului se va odihni peste el, duh de înțelepciune, în închinare, în predică și în rugăciune, cum spunea fratele. Nu este, dacă vreți, greșit să spunem că este nevoie de înțelepciune. Domnul să ne-o dea la toți. Și nu lipsește, să nu lipsească și acasă și la locul de muncă. Duh de pricepere. Auziți cum trebuie să fie închinarea în duh. Un duh de sfat și de tărie, duh de cunoștință și de frică de Domnul. Eu am auzit foarte des voci care spun, ce cu atâta frică ne speriați? Dar ce Dumnezeu stă cu biciul pe capul tău? Să nu uitați că Dumnezeu trebuie conceput așa cum este El. Sfânt este un Dumnezeu mare și înfricoșat printre neamuri. Este un Dumnezeu bun, este un Dumnezeu al dragostei, dar este și un, auziți, un foc mistuitor. Fără nume, fără să lansez nume de aici, eu am cunoscut pe cei care, câteva cazuri care le-am văzut personal și le-am cunoscut, care au introdus foc străin în închinare, aici în țara noastră. N-au sfârșit niciunul bine, să nu uitați, niciunul n-au sfârșit bine.
Până și cei din lume au urmărit și au observat că cineva a verificat cum au sfârșit 324 de rocheri din aceștia. Nu vi se pare interesant că nu moare niciunul de moarte naturală? Înnecați, asfixiați, otrăviți, sinuciși, accidente de toate soiurile și așa mai departe. În dreptul la niciunul nu s-a pus că a murit de moarte naturală. Este foarte interesant aspectul acesta pentru că în Evrei, capitolul 12, cu versetul 28, cuvântul Domnului spune așa: fiindcă am primit o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să-i aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută, să ne oprim la plăcută, acceptată, fraților. Generația de astăzi, în multe locuri, nu ține seama că mai sunt și alte categorii de vârstă. Este și generația medie, generația în vârstă. Plăcut înseamnă și acceptat. Trebuie ca orice cuget să accepte ceea ce se introduce. Și în momentul când nu se acceptă, știi ce li se spune? Eu am rămas așa de mișcat de o bătrânică. Când a intrat și a văzut tobele și a văzut bateriile, s-a pus pe trepte jos acolo și a început să plângă. Zice: Doamne, nu o să mai pot niciodată intra în adunarea aceasta unde am fost ani și ani de zile. Mi-a fost milă când am citit mărturia ei. Nu se ține seama de faptul că nu toți sunt în spiritul lumii, o bună parte, și eu sper că aici toți au Duhul lui Dumnezeu și simt, dacă vreți, când pătrunde vrăjmașul, Domnul să vă dea și să vă umple pe fiecare de aici cu Duhul Sfânt. Pentru că frații spuneau de Duhul Sfânt, aș vrea să vă spun că este nevoie de darurile Duhului Sfânt și mai ales darul deosebirii duhurilor. Ce stă în spatele Duhului în care muzica este, dacă vreți, o muzică satanistă? Știți ce stă în spatele lor? Duhuri de vedetism, și o să uitați-vă că sunt foarte cunoscuți. Vedetism ca în lume, fraților. Duhuri de faimă, duhuri de dezbinare. Și uitați-vă, dacă am ajuns la duhuri de dezbinare, în câte biserici se aplică principiul acesta care este scris în Romani și a fost citit și aseară. Eu am fost foarte impresionat, plăcut de fratele care l-a citit. Nu știu cât am luat foarte în serios. Romani, capitolul 14, cu versetul 13. Să nu ne mai judecăm dar unii pe alții, ci mai bine să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de poticnire sau un prilej de păcătuire. În momentul când cineva vine și introduce lucrurile acestea în biserică, dați-mi voie să vă spun, trebuie să fie foarte atent, pentru că ce se spune despre pietrele de poticnire? Spuneți dumneavoastră. Dar sigur, fraților, nu este glumă. Acestea toate vor sfârși rău. Dacă tineretul nu va lua la cunoștință, mă refer al bisericii apostolice din țară și din afară, de realitățile acestea, îmi pare rău pentru ei, nu vor sfârși bine, că Dumnezeu nimicește pietrele de poticnire, nu sfârșesc bine. Ați văzut o închinare plăcută cu evlavie, ceea ce e evlavie. E un cuvânt foarte des folosit și foarte puțin înțeles. Are o conotație pozitivă oricum. Evlavia este acea stare pe care o are un credincios care este aplecat zi și noapte și concentrat asupra lui Dumnezeu. Își face timp pentru Dumnezeu, îl are în centru pe Dumnezeu și îl iubește pe Dumnezeu cu evlavie și cu frică. Ceea ce e frică? Mă tem de Dumnezeu, mă tem că stă tot timpul să mă pedepsească. Auziți, nu așa este prezentat, nu Dumnezeu prezintă în felul acesta frica. Exod 20 cu 20, uitați-vă, tot Dumnezeu vorbește ceea ce e frică de Dumnezeu. Fiindcă Moise a zis poporului: nu vă înspăimântați, căci Dumnezeu a venit tocmai ca să vă pună la încercare și ca să aveți ce? Frica lui înaintea ochilor voștri, pentru ca să nu păcătuiți. Frica de Dumnezeu înseamnă teama de a nu păcătui.
Ei, asta înseamnă frica de Dumnezeu. Și acum, fraților, ne ducem tot mai departe. O închinare plăcută cu evlavie și cu frică. Aceasta este atitudinea cântărețului pe care trebuie să o aibă, fiindcă tot ne aflăm la subiectul acesta. Ați văzut că în Biblie erau, dacă vreți, niște forme în care au cântat evreii. Și aceste forme sunt denumite psalmi. Psalmii, să nu uitați, sunt cântări care conțin și blesteme, conțin și lucruri care sunt foarte potrivite pentru Evanghelia prosperității, conțin lucruri care uneori rămânem așa dacă să le pronunțăm sau nu, cum procedăm, pentru că psalmii sunt preluați ca formă de cântare și în Noul Testament. Și aș vrea să nu uitați că este foarte simplu. Acolo ne spune că trebuie ca dușmanii noștri să fie nimiciți, îi vom considera dușmani în ordine. Dușmanul cel mai mare este cine? Lumea, păcatul, pofta, firii pământești, aceștia sunt dușmanii noștri. La aceștia ne gândim și nu la fratele și la sora și nici măcar la altcineva, că Biblia nu ne învață să ne, în Noul Testament, în Noul Legământ, noi trebuie să ne iubim până și vrăjmașii. În loc de blesteme vom folosi binecuvântări, psalme, sunt preluați. Și aș vrea să nu uitați că sunt, dacă vreți, inspirați, sunt lucruri foarte frumoase. Sunt 5 cărți, dacă vreți, în toți psalmii și tratează exact cele 5 cărți, primele 5 cărți ale Bibliei. Primii, de la 1 la 41, sunt psalme care vorbesc despre creație. Următorii psalmi care îi găsim scris în continuare sunt psalmi care vorbesc așa ca și primele 5 cărți care sunt, vorbesc despre ieșire. Următorii psalmi vorbesc despre ceea ce tratează cartea Levitic, închinare. Următorii vorbesc ceea ce tratează psalmii, dacă vreți, din cartea Numerilor, psalmii peregrinărilor. Și a cincea carte este, dacă vreți, pregătirea, psalmii care vorbesc despre intrarea în Canaan. Eu cred că cam așa ceva va fi și treptele acestea, punctele acestea sunt și realitățile pe care noi le trăim în popasurile noastre spre nou Canaan de data aceasta. Deci până la psalmul 41, deci sunt psalmii care sunt ai creației. De la 42 la 72 sunt psalmii ieșire. De la 73 la 89 sunt psalmii levitici, ai închinării. De la 90 la 106 sunt psalmii peregrinărilor, de la 107 la 150 sunt psalmii care vorbesc despre intrarea în noul Canaan. Mai găsim, dacă vreți, forma aceasta de cântare responsorială. Cântarea aceasta responsorială este, dacă vreți, cântatul solistic al cantorului urmat de răspunsul comunității. Ați văzut, Maria răspundea copiilor lui Israel și ei răspundeau. Ea folosea o frază și ceilalți o urmau. La noi avem cântarea aceasta, dacă vreți, mai puțin așa, se întâlnește mai degrabă în lumea noastră, în bisericile acestea istorice, când cantorul cântă ceva și poporul răspunde în urma lui cu aleluia. Cei care veniți din lume cunoașteți foarte bine lucrurile acestea. Psalmi antifonali, când două grupuri sunt, dacă vreți, așezate la răsărit, la apusul altarului și în mod alternativ răspund unul altuia. Avem cântarea aceasta pe care, nu știu, probabil și dumneavoastră o cântați, ești tu gata de plecare. Ați văzut, o parte cântă, probabil și aici, surorile cântă și frații se unesc la refren, pentru că Apostolul Pavel spune care forme ar trebui să fie cântate în biserică. Coloseni 3 cu 16 și Efeseni 5 cu 19. Și acolo arată care sunt, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, este bună chitara, bas în cântare. Eu aș vrea să vă spun că nu pot să vorbesc multe lucruri de aici, să nu uitați. Dacă dumneavoastră ați cunoaște care sunt efectele unor instrumente, n-ați mai cântat niciodată. Deci chitara, bas nu este bine. Nu este bine pentru că afectează în mod negativ trupul, fraților. Și dacă am ajuns la lucrul acestea, aș vrea să vă spun ceva mai dureros. Nu se poate povesti totul de aici. Deci nu este indicată să fie în închinare. Chitara, bas, tobele, pentru că manipulează. Dacă
Eu aș citi de aici, nu mi-am luat, că n-am știut, până la urmă am aflat aici care sunt subiectele. Am, în schimb, niște materiale care să arăt studiile oamenilor de știință care le-au făcut cu privire la lucrurile acestea. Deci, până la urmă, știți care este instrumentul cel mai sofisticat și mai frumos care Domnul ne îndeamnă să cântăm cu el? Știți care este? Toți de aici. Care este? Vocea umană, fraților, cu gura. Știm noi că în Evrei, capitolul 13 cu 15, uitați-vă ce spune acolo. Evrei, capitolul 13 cu 15. Dar să citim atenți, pentru că este de mare importanță să citești foarte rar. Și uitați-vă, prin el, prin Domnul Iisus, că el este în context, să aducem totdeauna, de câte ori? Totdeauna. Ce? O jertfă de laudă, adică ce? Auziți, fraților, rodul buzelor. De câte ori cu rodul buzelor? Ați văzut? Asta este, dacă vreți, un imperativ pe care ne-l dă în Noul Testament, cuvântul Domnului. Prin el, prin Domnul Iisus, aducem totdeauna o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Și acum, fraților, aș vrea să nu uităm, mergem mai departe și am încercat să răspund la întrebarea de care se vorbea. Hai să vă spun care sunt pericolele. Muzica are trei elemente. Unul este, dacă vreți, melodia. Și melodia te face să comunici ceva. Te face să comunici ceva. Sunt studii făcute în domeniul acesta. Armonia te face să simți ceva. Eu personal, ca să vă spun, pentru că tot vorbeam de cântarea cu gura, asta nu înseamnă că acum frații au ales să acompanieze, să susțină melodia. Nu zic că sunt împotrivă. Eu nu decid eu, nici nu am niciun interes să mă amestec în ceea ce deja este în Biblie clar. Aș vrea să nu uitați, în schimb, un aspect. Ritmul este cel pe care vrăjmașul l-a luat la ora actuală. Și de ce este rău și periculos să cântăm cu ritmurile acestea foarte puternice? Uitați-vă, dacă un trup n-are puls, îl declarăm un trup cum? Mort. Dacă o cântare n-are ritm, este moartă. Și nu este bună nici în felul acesta. Dacă o cântare are un, dacă un trup are un puls foarte ridicat, hai să spunem 100 și aproape trece de 100, cum este trupul acela? Cum este, fraților? Deci un trup cu un puls foarte ridicat. Dumneavoastră cunoașteți, n-ați spus să vă ia pulsul. Bolnav, felicitări, frate. Bolnav este. O cântare cu un ritm foarte puternic, cum este, fraților? Cum este, sincer? Bolnav. Eu nu zic că nu sunt porțiuni în care să nu cântăm mai repede, dar tot timpul foarte rapid, așa ceva nu se poate. Și mai ales gălăgia aceasta, zgomotul acesta, decibelii aceștia au influență atât de periculoasă pentru sală. În bisericile unde sunt tobile acestea, decibelii pot să ajungă acolo unde se cântă cu ele, să nu uitați, până la 120-130. La 130 de decibeli sunt bombardamentele aeriene. 140, cel mai puternic zgomot l-a făcut avionul supersonic, care a fost și eliminat din cauza aceasta, din zboruri. Și uitați-vă, realitățile arată, ciocanul pneumatic este la 100, la 110 sunt, este o scară a decibelilor. Nu veni, și care este efectul? Și auziți efectul la zgomotele acestea foarte puternice, pentru că aceasta nu este cântare. Cântarea este atunci când tu îi dai Domnului tot ce e mai frumos. Și v-aș sugera să aveți pe lângă cântările acestea în comune, să nu uitați foarte de impact. Eu vreau să vă povestesc de duminica trecută. Am avut o mormântare în biserica unde slujesc. Este o biserică de ucraineni. Seara au venit două coruri mixte, s-au unit și au cântat. Lucrul acesta i-a atras așa de mult încât la mormântare au venit de ordinul zecilor de prieteni. Dacă am face 10 evanghelizări, n-ar fi venit cât s-au venit la mormântare să asculte mesajul Evangheliei. Și a venit un cor bărbătesc numit Corul Reunit al Bucovinei. A doua zi mi-au povestit și prin telefon un frate zice, frate, de la un capăt până la celălalt al localității, toată lumea freamătă de frumusețea, auziți, copleșitoare, zice, au fost marcați până la lacrimi a corurilor care au înălțat.
Nu este greșit să cântați și în forma aceasta, că Domnul merită să te ostenești un pic mai mult. Armonia aceasta este din cer. Dați-mi voie să vă spun, corul îi cântă lui Dumnezeu în ceruri, heruvimii cântă. Și aș vrea să vă spun de câteva așa lucrări frumoase, că sunt frați care au citit istoria muzicii. Noi avem doi foarte buni cântăreți care au fost în istorie rămași pentru toată omenirea. Unul este Georg Friedrich Händel, omul acesta a avut parte de o moarte clinică și a auzit în cer corul de serafim și de heruvim cum cântau în canon, cel veșnic va domni de-a pururi, aleluia! Și a scris următoarele zile, nici cu stânga a mâncat, pentru că a preferat să nu uite ce a auzit. Avea o ureche, un auz perfect, cum se spune. Și a scris ceea ce a ieșit astăzi, celebra, sau mai bine zis, nemuritoarea sau frumoasa cântare, numită Oratoriu Mesias, care are la refren corul aleluia. Este foarte cunoscută. Îl știți dumneavoastră, l-ați auzit. Până astăzi, după 280 și ceva de ani, regii Angliei, deja au trecut, sunt 292, că din 742 este cântarea asta. Se ridică în picioare și pun coroana jos, regina o pune jos și zice, vreau să fiu înaintea lui Dumnezeu smerită, că El merită coroana, regele regilor, Domnul domnilor, slăvit să fie numele Său. Este de o profunzime extraordinară, un om care spunea, zice, nu știu dacă am fost în trup sau nu, zice, dar așa ca lui Pavel s-a întâmplat când am auzit cântarea aceasta. Cântăm cântări de oameni al lui Dumnezeu deosebiți. Vă amintesc de unul dintre aceștia pe care l-am cunoscut personal și mi-a fost un prieten bun, Dionisie Giuchici. Era zidar la blocuri, fraților, a fost un om simplu. Și el a mărturisit și a zis că la un moment dat când s-au dus la pauză muncitorii care lucrau în timpul comunismului, prin anii 68-69, când s-au dus, zice, atunci, dintr-o dată a văzut vedenia aceea cu paradisul. Și a scris, fără să știe ce scrie, și a scris una dintre cele mai inspirate cântări, Paradisul. E și una pe care o cântați probabil aici, am văzut paradisul în flăcări. Și n-ar strica să aveți să le dați de lucru la tineri. Eu vă recomand, ca să fiu curat față de dumneavoastră, mult mai bine de mii de ori va fi să-i încurajați cântând cu vocile, chiar armonie, cor bărbătesc, cor mix, cu toată adunarea, dar din toată inima, amin? Să-L lăudăm pe Dumnezeu, este de un impact foarte puternic. Pentru că ritmurile foarte puternice, am notat așa ca să pot să... Le-am învățat și pe din afară, dar așa ca să pot să le amintesc. Uitați-vă care sunt efectele negative. Aș vrea să vă spun al genurilor care astăzi se numesc creștine contemporane. Nu e adevărat, fraților. Sunt genuri tribale, împrumutate de la africani și de la toboșari și genurile acestea sunt în opoziție, dați-mi voie, cu ordinea lui Dumnezeu. Care cunoaște un pic de muzică știe că măsura de 4 a 4-a, primul timp este accentuat. 1, 2, al treilea mai puțin accentuat. 3, 4, neaccentuat. 1, 2, 3, 4. Este, dacă vreți, ritmul pe care l-a impus Dumnezeu în noi, în inima noastră. Inima noastră bate în felul acesta. Știm că diavolul este la polul opus și uitați-vă care este ritmul lui în negative și în genurile acestea moderne. Uitați-vă. 1, 2, 3, 4. Ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta. Știți ce face lucrul acesta? Uitați-vă ce face. Oare biserica este locul unde poporul să ajungă la problemele acestea? Deci au efecte psihofiziologice negative. Și nu uitați că prima dată se pierde simțul timpului. Începe agitația fizică. Și uitați-vă la un moment dat, uitați-vă pe stadioane. Asta se numește ritm anapest. Uitați-vă pe stadioane când încep. La un moment dat se vede foarte clar că sunt manipulate conștiințele, nu mai știu ce fac, mișcări din acestea care nu se pot nici explica, nici imita, animalice, dacă vreți, manifestări pur și simplu animalice, dar nici animalele, să nu uitați, sunt mult mai curate decât unele persoane care imită și au niște gesticulații din acestea obscene murdare. Unul dintre ei, știți ce spunea? Spunea, nu-i mai dăm numele de aici. Zice, când ajung acolo, zice, totul decurge perfect. Sper să nu fie, zice, cel pe care îl bănuiesc în ajutor. Știți la pe cine îl bănuia el? Pe vrăjmașul. Și el era.
textele multor cântări care au pătruns printre noi, să nu uitați, astea mai moderne, nu vin de la credincioși botezați cu Duhul Sfânt care să fie născuți din nou. Cântările, nu uitați, dați-mi voie să vă spun, trebuie să fie, să aibă reverență față de Dumnezeu, să fie solemne. Ați văzut vreo țară să cânte vreun imn de stat care să aibă o cântare, un cântec din acesta pop sau hip-hop? Nu o să vedeți niciodată, pentru că nu are reverență, solemnitate. Pentru că este ceva important. Și uitați-vă, sunt niște președinți, sunt gărzi, dacă vreți, de soldați care sunt acolo în poziție de drept. Dar lui Dumnezeu îi cântăm în batjocură oricum, fraților. Iată de ce cântările trebuie să aibă, să fie cu simțul acesta al respectului față de Dumnezeu, să aibă, să se vadă frica lui Dumnezeu în ele. Și cântările și textele. Și uitați-vă aici în ce privește textele cântărilor. Uitați-vă o cântare care se cântă și puțin știu că este compus negativ de o formație New Age. Care știe ce este New Age, noua gândire, noua epocă, știe foarte bine pe cine slujesc oamenii aceștia. Și este introdusă în biserică, se numește You Raise Me Up, tu mă ridici când sunt căzut. Cine e acela tu? Să ne punem întrebarea, să filtrăm, să fim atenți la compozitorii care compun, pentru că dacă nu trăiesc o viață după voia lui Dumnezeu și nu au Duhul Sfânt în ei, își transmit stările. Stările lor le transmit în audiență. Și uitați-vă ce se întâmplă. Prima dată spuneam de faptul că cel care ascultă mereu la cască, muzică, ceea ce se întâmplă în cadrul tineretului de astăzi, prima dată și rockerii care cântă pe scenă ajung ca să paralizeze, să li se paralizeze o parte din mușchi. Nu mai au puterea pe care au avut-o înainte. Spuneam lucrul acesta la Viena 1, acum 4 ani și ceva. Și se ridică, era un grup acolo care spunea că noi cântăm pe texte creștine, știți, există spiritul acesta de respingere a ceea ce se vorbește din partea cuvântului Dumnezeu. Și dintr-o dată se ridică în partea dreaptă cineva și se scoală, de-abia se îndreaptă. Zice, eu sunt, dragi tineri, un fost rocker, zice, eu nu mai pot să-mi câștig pâinea de toate zilele, existența. Mi-am pierdut toată puterea musculară de la genurile rock. S-a făcut o tăcere adâncă, deci din momentul respectiv s-a schimbat. El a adus un argument foarte în ce privește care sunt consecințele negative ale acestor genuri. Și uitați-vă, capacitatea musculară, decizii proaste pe care se iau, slăbirea concentrării, anxietate, mânie, tensiune și nu sunt, dacă vreți, cele mai rele. Auziți, în momentul când se intră în transă, hipnoză, cu aceste lucruri se lucrează la ora actuală. Să se intre în stare de transă, de hipnoză, pe scenele lumii. Și lucrul acestea, manifestările acestea încep să fie și între așa ziși creștini, ceea ce nu are voie și este interzis. Jocurile acestea de lumini care se introduc întâi în afară și după aceea în biserică. Îi obișnuiești, întâi ascultăm. Că așa este metoda vrăjmașului. Întâi ascultă pe calea... Și zice, auziți, doar așa se cântă la vocea. Am citit un articol care era scris, dacă sunteți în zona cutare, răsuciți și pregătiți-vă de pioșenie, de închinare. Ziaristul, eu citez integral ce scria. Dar zice, nu o să fie așa, zice, pentru că, acum citesc chiar învățat pe de rost, veți auzi o rocoreală cu Dumnezeu de o să vi se facă părul măciucă. Poftim, oamenii lumii se îngrozesc de ceea ce se pretinde a fi creștin. Rocăreală cu Dumnezeu, să auziți. Ei știu foarte bine, uitați-vă, lumea, fraților, și fratele în vârstă de astăzi care este cu noi aici, ne spunea de un slujitor din partea cealaltă și zice, noi am rămas fideli a ceea ce am stabilit acum 1600 de ani. Unde ajungeți voi? Unde veți ajunge? Iată de ce, dacă vreți să avem și să păstrăm biserica nealterată, să nu o transformăm în ceea ce se numește sală de concert, stadion. Este interzis pentru că în închinare Dumnezeu este un foc mistuitor. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne facă să înțelegem că lucrurile acestea sunt reale. Și aș vrea să nu uitați că plagiatul, și fratele dinaintea mea a vorbit de Amalek, știți unde este pericolul, să nu fie așa, nu este doar în muzică, este peste tot. Pericolul care este la Amalek este că
Și acum auzim care este cel mai mare. Saul trebuia să nimicească cu desăvârșire pe Amalec. Știți, la una din variantele morții lui, știți că este cea în care un amalecit a apărut în fața lui, i-a luat ce? Cununa, coroana. Citim asta. I-a luat ce? Brățara și i-a produs moartea. Păcatul nemărturisit și nepărăsit. La final vine și-ți ia coroana, brățara și îți aduce moartea veșnică. Acesta este mesajul pe care noi trebuie să-l reținem. Frați și surori, spuneam de închinarea îngerilor, de închinarea din cer. Dați-mi voie să nu uităm un aspect. Dacă vrei să fii în corul cel mare care va cânta în fața tronului de domnie, să-i cânți lui Dumnezeu din toată inima, dar să-i cânți cântări care produc înălțare, cântări care produc schimbare, cântări care au texte în care cuvântul lui Dumnezeu este așa cum este prezentat în Sfânta Scriptură. Și uitați-vă, textele acestea trebuie să fie, dacă vreți, să aibă și cântările, să aibă criteriul acesta, să fie sacre, criteriul sacralității, să fie acceptate de cei care sunt în jurul nostru și să aibă, dacă vreți, un cuvânt care să exprime întotdeauna smerenie, să cântăm smeriți, chiar prin cântare. Să nu uitați că este foarte periculos în momentul în care noi aducem din lume plagiatul. Și uitați-vă ce spune Maleahie, pentru că se împrumută de pe turma, sau mai bine zis, de pe pășunatul caprilor, se împrumută. Maleahie, capitolul 1, versetul 13, versetul 8, și uitați-vă ce spune cuvântul Domnului acolo. Când aduceți ca jertfă o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta? Când aduceți una șchioapă sau bolnavă, nu este rău lucrul acesta oare? Ia du-o dregătorului tău, te va primi el bine pentru ea. Ba ține-l seama de ea, zice Domnul. 13. Voi zice, ce mai osteneală și o disprețuiți, zice Domnul oștirilor, și aduceți ce este furat, asta înseamnă plagiat, ce este șchiop sau bolnav. Iată darurile de mâncare pe care le aduceți. Pot eu să le primesc din mâinile voastre, zice Domnul, și versetul 14 conține și un blestem. Și nu uitați, în muzică, ca să închei, va fi același cuvânt care va fi în dreptul fiecărui om. La urmă, pentru lucrarea ta, vei fi declarat binecuvântat sau blestemat. Uitați-vă ce conține. Nu, blestemat este, așa va fi și la laudă, cei care nu merg după principiile biblice. Și dacă au mai venit întrebări, bănuiesc că tot în domeniul acesta, chiar dacă ați explicat puțin, aș dori să mai explicați puțin, mai explicit, detaliat, ce înseamnă de fapt frica de Dumnezeu. Acum ajungem la subiectul acesta. Așa, pentru că eu o văd undeva, să mă pedepse, așa că mă pedepsește dacă păcătuiesc. În fine, explicația puțin cam ce înseamnă de fapt. Da, este bună. Frați și surori, uitați-vă care este problema. Pentru că se continuă subiectul și în domeniul tinerilor. Este adevărat că este o perioadă critică, este o perioadă binecuvântată pe de o parte, cea mai frumoasă poate pentru unii care au trecut cu biruință, dar anii aceștia, să nu uitați, sunt ani de mare test pentru fiecare tânăr. Îi treci biruitor și te uiți cu fruntea în sus peste ei sau îi treci căzând și murdărindu-te și după aceea nu mai poți să te uiți cu fruntea în sus. Porți după tine o binecuvântare că ai trecut cu tine, cu bine, anii aceștia în biruință sau porți cu tine o pedeapsă că ai căzut în păcatele desfrâului.